CSD Dacia Mioveni a participat la al patrulea turneu din campionatul național de handbal junioare 2, desfășurat vineri, sâmbătă și duminică la Făgăraș. Echipa pregătită de Silvia Purici a avut următorul bilanț în cadrul grupei H: 2 victorii, un egal și un eșec. Iată rezultatele complete înregistrate de gruparea din Mioveni: CSS Sibiu, CSD Dacia Mioveni 10-25, CSD Dacia Mioveni, CSS Hunedoara 24-24, CSS Făgăraș, CSD Dacia Mioveni 27-16, CSD Dacia Mioveni, LPS Sebeș 23-21. Jucătoarele din Mioveni au fost susținute la meciuri de membri ai consiliului director, de oficiali ai clubului, precum și de părinți. După acest turneu, argeșencele rămân pe locul al treilea în serie, având 28 de puncte, și vor găzdui ultimul turneu din cadrul campionatului național de junioare 2 în perioada 6-8 martie.